minute, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 9 și 35 de minute, dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM, cu imagini live din studio pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Dacă doriți să-i vedeți mustăcioara lui Luca, pregătiți special pentru această dimineață, vă invităm pe Facebook. Mă simt cum erau aia în comisie la extragerea loto. Da. Ții minte? Când era, așteptai să tragă numerele la loto și începea cu 10 minute mai și prezenta pe aia. Din partea comisariatului de poliție, domnul și dădeau din cap. Lector universitar. Da. Așa și noi. Bine, mustăcioarea lui. Hai să vedem ce face Nicoleta. Ea e din Iași. Bună dimineața. Bună, Nicoleta. Bună, Nico. Bună. Ce mai faci tu? Bine, momentan sunt la serviciu. Bravo, ce lucrezi? În domeniul medical. Să rămână. Ultima oară când am avut concurenți de la serviciu, adică ieri, s-au câștigat 1600 de euro. Și ultima oară când am avut din medical, adică alaltă, ieri a greșit-o pe ultima, domnul stomatolog. Deci, că a avut emoții și ghinion, dar restul a fost foarte bun. Dacă ar fi să concluzionăm, ar fi bine să răspunzi astăzi la 3 întrebări. Ce? Măcar. Da. Și să iei banii. Ai colegi ceva pe acolo, Nico? Da. Bun. Un lucru bun, aș zice. Ai văzut ieri ce echipă am avut? Au fost patru colegi. O colegă era pe călătorii, un coleg era pe alte două domenii și s-a făcut treabă. Voi v-ați împărțit acolo sarcinile așa de principiu? Da. Bravo, Nico. Hai că te simt ca emoții. Fă ceva. Aștept întrebările. Relaxează-te, sunt întrebări simpluțe. Serios. Ca de obicei. Nu vă faceți griji. Doar să fii atentă dacă răspund colegii, să vină răspunsul final de la tine, da? Da. Bine, să vă gândiți repede, aveți 6 secunde ca să dați un răspuns corect și după aia vă gândiți de fiecare dată dacă mergeți mai departe sau vă opriți. Dacă vă opriți, rămâneți cu banii câștigați până atunci. Dacă mergeți mai departe, puteți câștiga dublu, dar puteți să și greșiți și atunci banii rămân la noi, bine? Da. Hai să vedem. Da. Hai să începem concursul nostru, dublu sau nimic. Plecăm de la 100 de euro. Nicoleta. Prima întrebare de astăzi e menită doar să risipească emoțiile. Spune-ne câte fețe are un zar. De ce fete? Cum ai făcut? Zara. Da, mă, Zara, înțeles. Table, piticot. Auzi? Da, clar. Cu mare atenție te ascultam. Am vrea să știm cum ai calculat. Fața numărul... Cum am ajuns? Cred că 8. Am mai spus. Deci... Hai mă, Nico, dar dacă colegii au plecat... No. Hai să o luăm așa, una sus, una jos. Una stânga, una dreapta. Stai puțin, că poate nu s-a înțeles. Câte? 6. Dacă te mai lăsăm câteva secunde, ajungi la 4. Hai mă, nu, stai. Să nu e la table, n-ai dat niciodată 10-10 poartă în casă. Nu. Nu mai ieși decât 6-8. Mamă, ce mi-ar trebui un 6-9 acum. Erau toate alea, nu te supăra, frate, piticot. Mic pitic. Adică ai ce să joci cu zi? Lasă tablele. Ok, poate nu joci table, dar... Nu mă așteptam, n-am văzut-o venim pe asta, Nico. Ai avut și emoții mari? Emoții. De aia m-ai supărat pe colegi, că tu ai emoții că ești în direct la telefon, dar colegii ce au făcut? Nimic. Numărat fețele. Asta, că n-au făcut nimic. Să le fie... Poate așa ceva. Da. Nu, aiure, ceva aiure. Serios, eu în locul tău plecam acasă. Acum. Păi și n-am ajuns la întrebarea a doua, de unde ai dat și indiciu. Mulțumim tare mult, Nicoleta. Să rămână. Te pupăm, la revedere. Oricum. Dădusei și indiciu. A fost surprinzător. Da, 10. Da. Nu mă așteptam, adică n-am văzut-o venind deloc. Nici eu. Da. Nu știu cum să... Nu știu ce să zic. Dar e bine că... Adică ce te făceai dacă primeam un număr impar? Câte fețe? 9. Cum?
Da, în fine, sunt fel de fel de surprize. Emoțiile, așa e, emoțiile duc la răspunsuri de genul ăsta. Presiune psihologică. Câte fețe anunțat? 10. Dar încă o dată, mă, ce făceau ăia în birou acolo? Dar de la ce 10 asta? Au tăcut, au rămas uimiți. Adică au văzut că trec... Da, probabil i-a șocat și pe ei. Știi? I-a luat prin surprindere. Să zicem mai multe, să zicem mai puține. Cum o fi bine? În fine, da, asta e. Ne vedem luni. Ne auzim. O luăm de capul. Pa. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM. Cetățenii